Considerați că CFR Marfa ar trebui să rămână la stat sau ar fi bine să ne grăbim să finalizăm privatizarea? CFR Marfa ar trebui să nu mai aibă pierderi și mai ales pierderile pe care le are în prezent. Că, deci ar trebui să fie mai bine ca societate, să fie mai bine administrată și să nu mai înregistreze pierderile pe care le-a avut. Deci, în general, cu marile monopoluri de stat, eu văd privatizarea ca o soluție de a ieși dintr-un impas din acesta, care cer vicios, au nevoie de investiții, statul nu are bani de investiții, întreprinderea are pierderi, pierderile generează o situație și mai dificilă și o încercare de a ieși dintr-un cer vicios. Iar CFR Marfa este într-un cer vicios, evident.